Ăsta e hotelul la care suntem cazați. Super drăguț. E un hotel de 3 stele. Au o grădină foarte, foarte faină și au în partea cealaltă loc de joacă pentru copii și îmi plac mult chestiuțele astea pentru că seara poți să stai aici să iei masa sau pur și simplu să stai să te odihnești. Și am aici o grădină de trandafiri. O să vă arăt și camera când ne cazăm. Apare ne lasă să ne cazăm la ora 2. Au mai multe ciupercuțe de genul acesta. Și ce fain că au și hamace la umbră, foarte fain. Și o să vă arăt și noaptea, sunt aici pe undeva niște luminițe super drăguțe. Și au și leagăne, abia aștept să mă trântesc în aceste hamace, sper să mă țin. Acolo sunt niște leagăne, aș vrea să văd dacă mă țin și pe mine leagănele astea, de când îmi doresc să stau pe un leagăn. Și acolo iarăși o chestiuță de asta de joacă pentru copii. Bine, și astea, mă, normal, sunt pentru copii, dar eu mă pun în ele. Hai că pare că mă ține și pe mine leagănul ăsta. Dacă vedeți rup, să știți că eu am fost. Foarte drăguț hotelul. Să vedem acum cât de aproape e de plajă. Aparent scrie la ei pe site că e cam la 600 de metri de plajă. Acum să vedem. Oricum o să vă iau cu mine. Sincer, eu aș vrea să ne cazăm, să pot să îmi pun toate chestiuțele și să văd cum e camera, dar ne mai așteptăm. Aici sunt 32 de grade, în principiu, cam asta arată pe ziua de azi, măcar nu sunt 40 câte sunt în București pe vremea asta, dar tot e mai bine. Și da, ne relaxăm puțin și vedem ce facem mai încolo. Și camera. Aici cum intri pe dreapta e un dulap. Nu cred că vedeți nimic pentru că e întuneric. Sunt cam amețit de becurile astea. Nu sunt foarte puternice. Aici în schimb e baia, toaleta și acolo e o cabină de duș. Acolo e chiuveta cu un dulăpior. Avem văd că și niște produse de baie. Avem prosoape, uscător acolo. Pare totul ok, plus că e curat și miroase chiar foarte bine, vreau să vă zic. Mai departe avem aici o măsuță, să ne scuzați bagajele pentru că tocmai le-am adus și sunt peste tot. Aici sunt practic două paturi alăturate, da, cred că sunt ok, ne-am aruncat noi bagajul acolo, cu noptiere, aer condiționat acolo sus, stele lipsit. Aici avem și televizorul cu o măsuță, acolo scaun, iar aici avem balconul. Pe balcon avem două scaune cu o măsuță și covriveliște spre grădină, unde v-am zis eu că sunt ciupercuțele acelea și chiar arată foarte, foarte bine. Vreau să fac un duș pentru că sunt toată nisip. Am mâncat la Făișoare, e un restaurant în Pinge Tava, foarte, foarte bună mâncarea, mi-a plăcut la nebunie. Am mâncat un șnițel cu cartofi wedges și Alex a mâncat mămăligă cu smântână și pui cu ciuperci, parcă. O mămăligă atât de bună și prețurile au fost ok, nu e un în Pinge Tava obișnuit, e totuși un în Pinge Tava de la mare cu prețuri puțin mai crescute, dar mâncarea super bună și eu n-am fost la baie, dar Alex a fost și zicea că e chiar foarte curat, ceea ce mă miră că cam peste tot unde mergem, băile nu sunt foarte curate.
În schimb, hotelul mi se pare foarte, foarte simpatic. O să mai filmez eventual mai târziu pe jos, pe acolo, pe la intrare, pentru că e foarte, foarte drăguț. Și după ce facem duș, o să ne odihnim puțin și cel mai probabil o să ne întoarcem diseară la apă, să intrăm și noi în apă. Eu n-am intrat încă în apă decât cu picioarele și nu știu dacă văd eu bine, dar s-ar putea să mă fi pronsat pe aici, pe unde n-am folosit SPF. Da, trebuie să mă dau ca lumea cu SPF, pentru că cum e și briza, e și marea, nu prea stai seama când te arde soarele, dar dacă te arde, te-ai dus. Da, păi vă țin la curent cu ce se mai întâmplă în continuare. Neața, n-am mai apucat să vorbesc cu voi absolut deloc ieri. Am mâncat după ce am stat puțin la plajă, nu mai știu ce am filmat ultima dată. E super greu să filmez și pentru TikTok și pentru Instagram, așa că cred că trebuie să mă rezum la o singură chestie. Oricum, pentru TikTok am făcut niște clipuri sau cel puțin am luat niște cadre și o să montez eu acasă niște clipulețe. Și am mâncat la un restaurant în Pingetava, la Făișoare. Foarte, foarte bună mâncarea. Bineînțeles, nu sunt prețuri de în Pingetava obișnuite, sunt puțin mai mari, dar în afară de asta mâncarea e foarte, foarte bună. Astăzi chiar o să vă iau cu mine unde mergem să mâncăm, să vă arăt și vouă. Și am venit pe cameră, am tras un somn bun de vreo 2-3 ore, nu știu cât a fost, m-am odihnit super ok. După care seara ne-am dus înapoi pe plajă, am făcut o baie în mare și am stat puțin. Am ars aici puțin pentru că dimineață, după ce am ajuns și am mers la plajă, am fost pe plajă și n-am avut costum de baie, dar am avut o rochiță foarte decoltată în spate și am uitat să mă dau cu SPF acolo și ne. Asta s-a întâmplat, dar acum sunt pregătită, m-am dat cu SPF dinainte să plec. Iar seara ne-am plimbat puțin după ce am venit de la plajă și am stat aici în grădină la povești, după care ne-am culcat, cred că pe la 12. O să filmez poate astăzi mai multe, sper să am timp, sper să am chef. Mergem acum spre plajă pentru că avem șezlonguri, părinții lui Alex ne-au luat și nouă șezlonguri și o să vă arăt acolo ce și cum. O să stăm probabil până pe la un 12-1, după care o să mergem să mâncăm și program de după masă cred că o să fie iar somn. Dar vă țin și pe voi la curent cu tot ce se întâmplă. Thank you.
ieri n-am vorbit cu voi de ieri, cred, de la prânz. N-am mai avut timp, nici nu știu dacă se aude bine, pentru că știu că puțin vântul azi. Am ieșit ieri la plajă, stăm, ne relaxăm, o să mergem în curând să mâncăm iar. E foarte bună mâncarea la foișoare și cred că o să mâncăm și azi tot acolo. E împinge tava, așa cum v-am zis. Aseară am fost până în Jupiter, pe jos, la plimbărică. Și ne-am plimbat și a fost așa bine. E super aproape stațiunea, cred că e la jumătate de oră de mers pe jos. Bine, în plimbare, nu trebuie să alergați, să fugiți și așa mai departe. E chiar mișto. Și am mâncat pizza aseară și o clătită uriașă cu dulceață, pe care bineînțeles n-am mai putut să o mănânc. După care cred că am ajuns la hotel până la 12 și un pic și am dormit. Și astăzi iar la plajă, o să mergem la masă, o să mai facem niște poze și mâine dimineață mergem spre Mamaia. O să stăm acolo mâine, după care seara ne întoarcem acasă. O să luăm pe Ciuci, nu știu dacă v-am zis, l-am lăsat pe Ciuci la țară, la părinții lui Alex. Abia aștept să-l luăm, îmi e super dor de el. Și cam astea sunt noutățile pe astăzi, să zic așa. N-am filmat foarte mult pentru că n-am făcut foarte multe lucruri, gen chiar nimic interesant. Început să faci la plajă, să te odihnești, să te relaxezi. Am mai citit puțin din cartea aceea, nu știu dacă v-am arătat-o, sigur v-am arătat-o, cu femeile dictatorilor. Și cam atât. Vedem ce facem mai târziu. Sper să mai apuc să iau camera așa cu mine, pentru că tot uit. Astăzi e cam murdăric apa, ce-i drept. Până acum a fost ok, dar azi e cam murdărică. Dar e bună, dacă mergi mai în larg, nu se mai vede și murdăria. Și nu e chiar atât de multe lume, chiar dacă e weekend, e chiar ok. Astăzi e ultima noastră zi la mare și am venit la Mamaia. Mai stăm câteva ore aici și plecăm acasă, la Ciucii nostru. Mi-e foame și mă simt un pic obosită. Ce-am mai obosit? Am adormit că-n greu. Cel mai și dimineață merg și la birou, așa că o să fie minunat, o să dorm pe mine cel mai probabil mâine. Pare drăguț aici. Eu sunt drăguț aici. Tu ești drăguț, Orion. Uite, beach bar, zona, șezlonguri, dușuri. În fine. Da, ăsta e update-ul de astăzi. Nu știu cât am mai filmat ieri, pentru că nu pot să filmez pentru toate rețelele de socializare, că e prea mult. Dar așa, puțin. Mă abia aștept să mănânc ceva. Uite, asta e Bavaria Blue. O să filmez un pic și aici și ne auzim eventual mai târziu. Dacă ne mai auzim, sper să mai apuc să-mi scot ăsta din geantă, pentru că tot uit. Oricum nu am nimic interesant de... Fain, Bavaria Blue. Da, ia uitați ce hotel drăguț. Bavaria Blue se numește. Și aici... Plaja arată super, super nice, adică se vede că e aranjată. Am văzut. Așa, era frică lui Alex că o să cad. Ia uitați. E chiar drăguț aranjat aici. Mamaia mereu a fost drăguț aranjat. Da, păi nu cred că am fost la Mamaia până acum.
Dar bine, să știți că nu e Mamaia Nord cu plaja mărită, e Mamaia Sud. Așa că nu e ce credeți, aici plaja e plajă și apa e lângă plajă. Vă amintesc că aici era cel mai finisip. Nu știu, e plin de scoici, dar să zicem. Da, bine, hai că închid camera și vă arăt puțin cum arată plaja asta eventual. Dacă n-ați fost nici voi aici până acum, o să vă arăt așa, fără că văd că e muzică aici, îmi intră. Discotecă, discotecă. Îmi place că au și teren de ăsta de volei, de super tare, chiar în comparație cu Venus. Ia uitați, chiar arată bine. Odată ce te bazi la fund, ai să vezi că e bine. E chiar fain. Nu mai mișto, știu, dar mult, nu se compara. Hai să vă dăm update de aici, de la Mamaia Sud, la sus, nu? E foarte, foarte mișto apa, se vede fundul mării și e nisip fin și poți să mergi mult în apă, fără să-ți fie frică dintr-o dată te duci la fund. Am văzut și peștișori. Bleștișori. E chiar mișto. Și nu sunt nici alge. Bine, sunt puțini oricum, nu ca la Venus sau în celelalte stațiuni. Priveliște. Și eu peștișori de ăștia, te gâdilă pe sub apă. Tare. Ia uite. Da? Da. Hai, mai bipescuiești aici? E un grac. A, bine, plec, pa! Ia, e urățel, pune-le în apă acum. Mă duc mai acolo, mi-e frică acum. Understand that we get one chance, you.
chance, one chance.